Bătrânul și eutanasierul de Ionel Bușe, în regia lui Vlad Drăgulescu, este un proiect între Universitatea din Craiova și teatru. Suntem foarte bucuroși și extenuați în același timp, pentru că au trecut 3 ani de când ne propunem să jucăm spectacolul lui Ionel Bușe, cu care l-a câștigat un concurs internațional de teatru, de piesă de teatru, de dramaturgie, Drama 2015, inițiat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu noi, Teatrul Național, pe vremea când Craiova se străduia să-și îndeplinească punctajele de capitală culturală europeană. Era unul dintre proiectele subsumate acelui proiect mai amplu. Eu inițial am avut ideea, adică problema alterității, să pun în scenă, așa cum este ea la noi, să decupez din realitate, din anumită realitate, realitatea românească, să zicem, din Oltenia sau nu știu de unde, cu prejudecățile, cu discriminările noastre, cu, mă rog, gândirea noastră de anumit fel din Estul Europei, și apoi i-am dat un substrat filozofic. Regizorul mărturisește că această montare a piesei înseamnă un apel la dialog, la a ne asculta mai mult unii pe alții și a încerca să stabilim o punte de legătură între noi. Eu m-am bucurat foarte tare să mă întâlnesc cu textul lui Ionel Bușe, pentru că tot ceea ce dânsul a adus în textul respectiv se întâlnește cu ceea ce gândesc eu și ceea ce simt eu în momentul de față. Așa cum am spus, e vorba despre rasism, inegalitate de șanse. Spectacolul Bătrânul și eutanasierul de Ionel Bușe, regia și scenografia Vlad Drăgulescu, va avea premiera pe 20 iunie la sala Ion Ide Sârbu de la ora 19. A doua reprezentație a spectacolului va avea loc joi, 21 iunie, de la aceeași oră.